Bine ați revenit unii de dumneavoastră, cu unii ne-am mai văzut odată. Nu cred că vă sperie ordinea de zi. E lungă, rău, e lungă, da. Ca drept dovadă că zic că se muncește la noi și Consiliul Local chiar are activitate. Nu așa ceva, dar e lungă, rău, tare. Are activitate? Nu. Sunt chestiuni cunoscute, sunt chestiuni rutine. Părerii personale, așa este. Eu zic să fim un pic mai concentrați, să ne dăm tot interesul ca să nu ne apuce ora 4 aici. Domnule, așa de bine. Dăm citire ordine de zi. De fapt, cred că nu este cineva dintre noi care... Da, cunoaștem ordinea de zi. Ordinea de zi. Să punem la vot procesul verbal de la ședința aceasta. La cine? Cine este pentru? Bineînțeles. Bineînțeles. Chiar și semnat. Da. Da. Trecem la punctul 1, dacă îți amintești. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, proiect inițiat de domnul primar Sava Costantin, care are cuvântul. Da, are cuvântul. Deci, la referat de aprobare cu privire la propunerile de modificare a indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. În mare, despre ce e vorba, ca să nu lălăiesc, să nu... E vorba de 2000 de lei care ne-au luat Ministerul Educației și Învățământul la sfârșitul lunii trecute. Și e vorba de 50.000 de lei care ne-au dat pentru recensământ. Asta aprobăm noi. Da. Dacă sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Carabagiu Sorin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Demeriu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, primarul Comunei Demeriu, județul Bacău, pentru ședința ordinară din 26.9.2022. Având în vedere demisia domnului Harabateu Sorin, înregistrat la primărie Hemeuș cu numărul 10.044 din 23.08.2022, referatul constatator numărul 10.102 din 25.08.2022, semnat de primar secretarul general al Comunei, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului numărul 10.149 din 25.08.2022, în baza prevederilor articolului 204 alineatul 2, 3, 6, 7 din ordonanța de urgență 107 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolul 129 alineatul 1, alineatul 14 articolul 140 articolul 154 din ordonanța 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune se act de încetarea funcției de consilier local a domnului Harabagiu Sorin, ales pe listele Partidului Social Democrat, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Hemeuș de Subacău. Articolul 2. Primarul Comunei Hemeuș va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri prin compartimentele de resort ale aparatului de specialitate. Așa. Bună ziua. Prezentarea, articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Hemeuș de Călăriei Bacău și persoane menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în condițiile legii 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5. Prin grija secretarului general Comunei Hemeuș, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Probleme dacă sunt, deci mai departe. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hemeuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Ia ce da. Se propune intervenirea unor modificări în structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeuș, ca urmare a modificării denumirii unor compartimente, înființarea sau desființarea și promovarea în grad profesional a unor funcții publice după cum urmează. Compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții. Se transformă în promovarea doamnei Ionjă Diana Monica, funcția publică de execuție, de consilier clasă 1, gradul profesional asistent,
un consilier clasă 1, gradul profesional principal. Compartimentul secretariat, sare civilă, juridică, arhivă și monitorizare proceduri administrative se împarte două compartimente distincte, respectiv compartiment relații cu publicul, secretariat și monitorizare proceduri administrative și va avea două funcții publice, una ocupată și una vacantă. Compartiment sare civilă, juridic și arhivă și va avea două funcții publice vacante și două funcții contractuale, ocupate fiind funcția contractuală de referent 1A și se transferă de la compartimentul de asistență socială și resurse umane. Compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei, protecție civilă, se împarte două compartimente distincte, respectiv compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei și va avea trei funcții publice de execuție, din care două sunt ocupate și una vacantă, și compartiment situații de urgență și protecție civilă și va avea o funcție publică de execuție de inspector de protecție civilă clasă 3, gradul profesional asistent vacantă și o funcție contractuală de șef serviciu situații de urgență vacantă. Compartimentul de servire se desfințează funcția de execuție vacantă de administrator. Și dacă, nu știu, ați văzut organigrama sau statul de funcții, le avem anexate. Sunt discuții pe marginea acestui subiect. Să punem la vot. Cine este pentru? Da, eu în continuare consider că funcția de administrator nu trebuie desfințată. Administrator public, da, este rămas. Administrator simplu. Administrator. Mă scuzați. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public, în domeniul privat al Comunei Hemeiuș, a imobililor de rent și construcții identificate cu număr cadastral 68474 C1, înscrise în cartea funciară numărul 68474, situate în comuna Hemeiuș, Hemeiuș, Raion Simionescu, numărul 244, județul Bacău, în vederea scoaterii din funcții une și a demolării. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Imobilul construcției, care împreună cu terenul aferent fac obiectul de solicitări de trecere în domeniul public din domeniul privat al comunei și demolării, este situat în comuna Hemeiuș, strada Ion Simionescu, numărul 244. Respectivul imobil are alipită farmacia, construcția fiind edificată pe o suprafață de 300, totală fiind de 322 metri pătrați, farmacie plus dispensar, având numărul cadastral 68474, carte de identitate. C1. Și suprafața construită la sol de 155 metri pătrați, construcția se prezintă într-o stare avansată de degradare, urmare a deteriorării în timp, dar și a incendiului produs în 2019, motiv pentru care s-a întocmit expertiza tehnică numărul 86 din 2020 în vederea demolării. Imobilul este înscris în cartea funciară 68474 și se regăsește la poziția 137 din inventarul domeniului public al Comunei Hemeiuș, atestat prin hotărârea de guvern numărul 1347 pe 2001. Inițiativa este motivată de solicitarea SC Sarofarm, SRL Bacău, prin adresa numărul 2740, în 2-3-2022, de a concesiona terenul pe care se află edificat dispensarul vechi și farmacia și de a construi o farmacie nouă. Adresa numărul 9988, din 22-8-2022, a SC Open.com, SRL, de renunțare la contractul de închiriere numărul 4231, din 23-6-2008, modificat cu actele adiționale 1, 2 și 3, adresa numărul 1706 din 9-2-2022, în care dr. Hereciu Clina Nicoleta solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 2018 din 19-2005, adresa numărul 1787 din 10-2-2022, prin care dr. Panfil Alina Elena solicită rezilierea contractului de concesiune 1608 din 19-4-2005, adresa 2313 din 21-2-2022, prin care dr. Dimofte Irina Mihaela solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 65-6579 din 6-11-2009. În scopul concesionării terenului pe care este edificată construcția, în vederea completării documentației de obținere a autorizației de construire, este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local de trecerea din domeniul public în domeniul privat și desfințare, demolarea construcției existente. În conformitate cu articolul 1 și 2 din ordonanța urgentă 112 pe 2000, articolul 1 alineatul 1 din
și articolul 8 din legea 50/1991, prevederile legii 273/2006, prevederile articolul 129, articolul 136, 361 din ordonanța de urgență 57/2019, aparținând 19, codul administrativ, de necesitatea închirierii concesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Himeuș, care să genereze noi venituri la bugetul local, dar și în beneficiul locuitorilor comunei. Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Himeuș, proiectul de hotărâre fiind privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Himeuș și a terenului construcției înscrise în cartea funciară 68.474 și demolarea imobilului cu numărul cadastral 68.474C1 în vederea construirii unei noi farmacii necesare locuitorilor comunei. Dacă avem discuții la acest punct. Este frumos demolarea, se face ceva nou, dar s-a pus problema proprietarului terenului care are acolo. Noi suntem proprietari. Deci e cazul încheiat. Da. Și cum arată acum? Domnul primar, eu știu, unii are magazin acum. Unii... Nu, și în spate. Și în spate. Între interiorul, între două. Asta e o fâșie. E o fâșie. Dar părcura de la urmă? Da. Între dorul și dispensar. Mai este ceva? Da, avantajul și beneficiul nostru va fi că vom avea o farmacie modernă și vom avea sau o farmă în comun. Contractul concesionarii pe teren sau cum? Păi numai la concesionarii poate construi. Deci concesionarii la teren și clădirea va fi închiriată sau concesionată. Clădirea va... Cine o face? Da. Dânsii sau noi? Nu. Ei. Deci noi avem terenul, concesionăm. Da. Ca să poată construi. Am înțeles. Și după aia le concesionăm pe durata existenței clădirii sau cum? Da. Exact. Conform codul administrativ. Să punem la vot? Dacă tot înseamnă asta, faptul că avem dispensarul acolo, clădire impozoare, o să fie și farmacia. Nu știu, poate ați mai discutat în legislatura trecută. Ce facem cu efectul cu Magdan, cu mizeria, cu lui ăla care e în centru comun? Nu, nu știu, așa nu cum e situația terenului de acolo. Am înțeles că acele clădiri sunt scoase deja. Adică ar trebui făcut. Executate, am impresia că are probleme. Are credite, are ipoteci, cum să spun. Putem altceva. Dacă îmi permiteți, în locul ăsta care îl dărmăm noi dispensar și asta, facem o farmacie necesară, pentru farmacie. Da. Noi putem orienta și un loc de parcare, că zona aia e foarte periculoasă acolo. Păi o să vedem cât. Adică dacă vin în mașină la farmacie, unii se oprească acolo. Păi uitați că vin pusă cumva la dispensar și avem parcare în spate și nu intră nimeni în spate. Avem acolo în parcare din 7-8 locuri de parcare. Nici doctorii nu-și trag mașinile în parcare din spate. E mai comod în frasă. Da, dar măcar acolo pentru farmacii, să gândim așa, să fie și un loc de parcare. Că noi o să scoatem la licitație, o să punem în caietul de sarcini și parcare. La intrare. Măcar 10 locuri sau măcar... Cât? 4-5 locuri, nu se luăm. 4 locuri și tot e bine. Dar nu o să stea mașinile ca la dorm, veni și-o lua medicamente și-o plecat. N-au vrea ce să stea. Că e destul loc, îți poate un dispensarul ești. Da, cât parcare încolo și nu poate da. Ceea ce construiește să fie oprirea interzisă. Ceea ce construiește să fie oprirea interzisă. Ceea ce construiește să nu punem la vot punctul 4, vă rog. Cine este pentru? Păi, noi aprobăm. Împotrivă? Păi scrie un caietul de sarcini. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și corectarea hotărârii de Consiliul Local numărul 25 din 15.04.2021 cu referire la aprobarea planului urbanistic general, PUC,
al Comunei Himeiuș, județul Bacău, împreună cu regulamentul local de urbanism aferent. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Referat de aprobare, privind modificările și corectarea hotărârii de Consiliu Local din 9/25/2021 cu referire la aprobarea planului urbanist general al Comunei Himeiuș, județul Bacău, împreună cu regulamentul local de urbanism aferent. Domnilor consilieri, ținând cont de prevederile legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, legea 50/91, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcție în temeiul prevederilor articolul 129, alineatul 1, 2, articolul 139, articolul 196 din Ordonanța de Urgență 57/2019, având în vedere sesizarea doamnei Lupașcu Maria Claudia în calitate de reprezentant legal al Societății Secei Euromadex, SRL, înregistrată la instituția noastră cu numărul 9237 din 2/8/2022 și a domnului Măliniciu Bogdan Claudiu în calitate de reprezentant legal al Secei Garnituri Industriale SRL, înregistrată la instituția noastră cu numărul 9361 din 4/8/2022, Societatea Secei Garnituri Industriale SRL a primit autorizație de construire numărul 104 din 9/9/2015 pentru obiectivul construire hală de producție, amplasamentul fiind având număr cadastral 65436. Societatea Secei Euromadex SRL a primit autorizație de construire în 9/10/2017 pentru obiectivul unitate de producție a embarcațiuni și asigurarea utilități necesare, amplasamentul având număr cadastral 62617. Din eroare, la întocmirea și aprobarea planului urbanistic general, zona respectivă a fost înregistrată ca zonă de pentru locuințe și funcțiuni complementare și nu zona de utilități industriale. Prin adresa numărul 9444 din 8/8/2022 am solicitat Societății Secei Arhi Proiect îndreptarea erorii strecurate la întocmirea planului urbanistic general, planșa de reglementări urbanistice 3.1 din zona pentru locuințe și anexe gospodărești din zona unității industriale depozitare. Societatea Secei Arhi Proiect SRL, prin adresa numărul 67 din 13/10/2022, a modificat funcțiunea terenilor cu numerele cadastrale 65436, 62617 din zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare în zonă pentru utilități industriale depozitare. Vă propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și corectarea hotărârii de Consiliul Local numărul 25 din 15/4/2021 cu referire la aprobarea planului urbanistic general cu al Comunei Himeiuș, județul Bacău, împreună cu regulamentul local de urbanism aferent. Am mai confundat cu situația asemănătoare din decembrie 2021 cu agricola. Tot așa a fost o scăpare a proiectantului care îmi permite că cu soare. Dacă sunt discuții pe urmărați în acest subiect, și care dacă nu mi-e pare rău, da. Vă dau numărul să-l întrebați, domnul Fără. Să punem la vot? Zone de astea industriale mai avem, trecute undeva, în terasa comunii. Încă n-am descoperit. Dar nici asta. Dar varianta, apropo, varianta asta DG-119B, ce destinație are? Că noi știm că e curs construcții, locuințe, parte din intravilan, extravilan, și înfloresc chestiile astea industriale. Avem depozitele de lemne. Avem depozitul ăla de fier vechi acolo, care nu știu dacă le e autorizat sau nu. Bine, le avem, le-am moștenit. Fierul vechi e de curând. Nu. Păi, dar adică de curând, totuși. Nu e față de depozitele. În urma adreselor făcute către Garda de Mediu, să răspuns cam la modul următor. O să verificăm, o să analizăm și o să luăm măsuri. Da, mai aveți problema aia cu fântânele, cu florile, cu serile alea care nu, sunt... Nu, avem nicio problemă. Păi nu, dar tot e producții lângă clădiri. Nu are nicio problemă. E amestecat așa... Alea au plecat în timp, așa. Au mai făcut un solar, încă un solar și acum au ajuns la o neînțelegere. La o neînțelegere, poate să vor înțelege, asta e o problemă
a lor, personală. Da, amestecăm funcțiunile, asta încerc să vă explic. Că... Nu amestecăm, doamne, este chiar o bucurie pentru HMU și că avem și producători în zonă. Mai mâncăm și noi roșii de la cei care chiar muncesc. Acum, solarii nu sunt numai acolo, doamne. Dacă mergi în unii să știți că mai sunt solarii între casă. Cu omul și-a făcut prima dată din hobby, așa s-a făcut un solar, după aia au văzut că bine a mai făcut unul. Dar aici e o altă situație, sper să se rezolvi, o să mai avem o întâlnire cu ei, s-ar părea că lucrurile sunt mai mici. Noi... Poftim? Da, păi ăla au fost mai multe un pic seara, în fine, sunt alte probleme, nu, chiar nu e de competență. Poți menține care e treaba. Supunem la vot punctul 5, ce ne stipendul? Dar referitor la depozit, doamnă, să știți că înainte primăria a autorizat, dar conform codului fiscal modificat în 2015, în codul Caien, după codul Caien, dacă nu are trecut în codul Caien activitatea, noi nu mai dăm noi autorizații. Noi dăm autorizații la barul special, atât. N-ai nicio măsură să-l constrângi, are autorizații la legi. Autorizație de funcționare, da. Nu mai dați primăria? Nu. Mi-am deschis și eu un punct de lucru de curând la HMEU și vreau să vin să solicit autorizații de funcționare sau bar, da. Birou de proiectare. Da, bar, restaurant, discoteci, numai astea. Astea dăm noi. Numai taxa firmă să venim toate. Restaurant, dar cu nici să compunem meniu. Trecem la punctul 6, da? Dacă sunteți de acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației plan urbanistic zonal pentru investiția parcelare, teren cu număr cadastral 68.139 în mai mult de 3 parcele în vederea construirii de locuințe și amenajare drum în intrabilanul comunei Hemeiuș, sat Hemeiuș. Da, este... Sala Ion Simulescu, numărul 410, comuna Hemeiuș, județul Bacău și a regulamentului de adevărat acestui cea Tocilă Cosma Vasilică. Reprezentant al IT Tocilă Cosma Vasilică, proiect inițiat de la a fost acordul nostru de principiu care l-am dat, nu știu, prin iarul de februarie, acum da. Am venit în final. S-a mișcat repede cu lucrurile. Vasilică. Deci 28 de locuințe la Ion Simenescu 410. Da. La fel, plan și loc de întoarcere, toate e asigurat. Tot ce am discutat atunci, acum au luat la final. Deci se cunoaște problema, s-a discutat, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local, Hemeiuș, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grigore Tăbăcaru, în localitatea Hemeiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, în adres un reprezentant al primăriei sau cum scrie aici? Reprezentant al primarului și domnul. Da. Puteam să numesc două persoane, dar ca de fiecare dată am zis să supuneți la vot, să alegeți dumneavoastră persoane care vreți în Consiliul Local să facă parte din Consiliul de Administrație la școală. La ședințele de Consiliul de Administrație voi merge eu ca de obicei. În situații când au mai fost așa, m-a reprezentat domnul Vice. Faceți două propuneri, doi colegi care doriți dumneavoastră în Consiliul de la școală. În afară de doamna director. Da. 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 Bine ar fi să fiți din cei care aveți copii la școală, bine ar fi să fiți, nu dau sfatul, dumneavoastră hotărâți. Dacă era să-i numesc eu, i-am numit, eu doar îi aduceam la cunoștință în cedință. Cine este comisia? Copiii cam? Domnul Uriț. Au mai fost, știu despre ce. Ei au fost de la început, da. Dacă mai aveți alte propuneri, să știu, considerați că la un moment dat, că e și ăla și nu ăla, de asta suntem la. Spune la vot, pentru... Dacă mai spuneți o propunere. Mai faceți o propunere, da? Domnul Velice, aveți cuvântul, dacă vreți. Nu? Eu. La, da, prin domnul. Asta eu. Da. Am în vedere că dacă Doru are și el fata în clasă cu băiatul meu, da? Și ne-am mai întâlnit, da? Doru Velice de la PNL, da? Și dacă toți avem și un administrator de firma aici, de ce să nu fie și în Consiliul de Administrație?
pas cu el și președinte de el. Okay, dacă dorește, dacă nu poate să numească chiar cineva. Cine este de acord pentru propunerea domnului Roșca? Da? A doua propunere. Cine este de acord pentru propunerea domnului viceprimar? Scuzați-mă. Dacă ați uitat cum mă cheamă? Vreau să spun numele lui. Da. Unanimitate, rămâne propunerea a doua. Deci domnul Vedichi Dorian și domnul Pascu Puiu, Pascu da? Pascu Puiu, da. Nu, nu, cineva nu, eu am vrut să mă propun pe dumneavoastră, domnul președinte. Eu am fost acum două ședințe, mandat. Și nu mai aveți voie? Probabil că... Aveți fata la școală și... Nu am fata la școală, nu mai este în oraș. Da, și puteți fi toți în fiecare an, câte o comisie, când da, și o comisie. Da, nu sunt plătiți, nu vă așteptați, că cei care au fost... Da, au primit... Ba din contra... Au bătaie de cap. Da. Nu numai. Îți mai rup din timp. Ca să nu numai și unii zâmbesc, știu de ce. Ai timp? Da. Trecem la punctul 8, dacă permiteți. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru dezăpezirea drumurilor din domeniul public al Comunei Hemeiu, județul Bacău și achiziționării de material antiderapant. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Domnul viceprimar. Deci, ca în fiecare an, două, trei luni de zile înainte de perioada riguroasă sau când ne apropiem, trebuie aprobat și contractul de dezăpezire. Deci a făcut un rapor. Facem chestia asta, mă scuzați că întrerup, facem chestia asta că de fiecare dată când mingi pentru prima dată auzim la televizor. Ne-a surprins, ne-a luat bine pregătiți. Și nu vrem să ne ia pentru bine pregătiți, vrem să fim pregătiți ca de fiecare dată. De asta am luat-o din timp. Asta suntem mai atipici. Da, dar și pentru că procedura este destul de lungă. Destul de lungă și este foarte greu de găsit operator, pentru că nu prea mai sunt. La un contract vine și se înscrie la licitație cu nu știu câte utilaj, vine cu nu știu ce și când o nins, păi că l-ai stricat, când are angajat, când nu găsești și ce faci? Iar nu ne așteaptă. Caut de la altă firmă, să văd cum ajută. De asta o luăm din timp ca să nu rămânim. Parcă avem și noi niște utilaje, nu? Avem un buldog, mai fi grosănat, da? Avem și noi, doamne, da. Dacă trebuia să semnăm, să iau niște lante. Da, la câte străzi avem noi și cum vrea, vor locuitorii comunii, hemioși, confort. La aceeași oră. La aceeași oră, la ora 8, fără un sfert, când iese din curte să fie dezăpezit, nu poți să faci cu utilajul. Dacă trebuie să fie și uscat. Da. Dar ne străduim și o să facem. Facem, de obicei, drumurile principale, drumurile... Când ninge mai puternic, când ninge mai puternic, păi, da, și deja la 8 este zăpada înapoi, da. Și mai plecăm din noaptea la treabă. Dimineața, doar de plăcut. Așa privat, așa aia plătesc impozite. Păi plătesc, dar-s proprietar de drum. Dar n-am nici nu. Dar s-au făcut. Puiu, deci, în general, dar și mai rămân și intervenim și privat. Da, supunem la vot numărul 8, cine este de acord, Pedro? Este ceva împotrivă? Nu. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația Happy Sport Festival. Proiect inițiat de domnul primar s-a propus. De mașini. Știți că trebuia să accesăm programul ăsta cu casarea mașinilor. S-au modificat. Ordinul încă nu a apărut nimic. Noi eram pregătiți pe 24 să-l accesăm. Și dacă o să vă spun că, adică vă spun așa, ca titlu informativ, noi avem la ora actuală 3300 spre 3400 de imobili pe raza Comunei Mioș. Înmulțiți cu o casă, cu o mașină, cam câte mașini ar trebui să avem. Și noi dacă am scos din evidențele care le avem și cu tot cu tiruri, cu tot ce avem, avem în jur la 1670-1680 de mașini. Vă dați seama câți locuitori ai comune au mașinile matriculate la noi? Câți locuitori ai comunii plătesc taxa mașinii la noi la primărie? Că de drumul ne întreabă de dezăpezări, apropo de dezăpezări. Deci cam jumătate din mașini. Deci voi plătiți în oraș taxele de drumuri, în mașinile matriculate, și Hemeiușul sună la primărie că nu ți-o dezăpezări sau nu ți-o făcut. Dar unii plătesc cu taxa. Corect. Știu că nu o să se supere pe mine cei care mă privesc acum. Dar n-am ce să... Asta ce anume, deci vă pregăteați să dați din bugetul local al comunei? Conform ordonanței. Conform ordonanței,
Partea derabla, deci da, componenta, o parte de la bugetul de stat, o parte de la bugetul local, nu aia pe care nu s-au înțeles încă. O să fie 90%, 90% local, Ministerul Mediului și 90% primarie. Dar noi nu avem, deci în situația asta noi avem dreptul la 1000 de mașini să casăm. Făcând analiza asta, nu știu dacă avem 20 de mașini. Pentru 20 de mașini nu cred că e o problemă la primărie, nu o să le casăm, să scăpăm de ele. Dar numai că nu e chiar așa simplă casarea, cum pare. Așa, ca informații, de bine. O să analizăm și o să discutăm la într-o ședință. Dar accesăm programul sau nu? Accesăm în momentul când o să apară din nou pe site-ul. Păi aici, pe octombrie, așa zic. Stai să vedem, dar... E a treia oară amânare. Da, da. E a treia amânare. Noi am vrut să vină să-l accesăm și n-am avut cu de unde. Și de... Da, trecem mai departe. Da, punctul nou. Contractul de asociere cu asociația de emisiuni. Deci, sigur, în fiecare an am acordat o sumă, păi, dar n-am putea să facem ședința pe 23, că aveam ședința de astăzi și a trebuit să așteptăm niște materiale. Dacă sunteți de acord, ei, ce evenimentul... 5.000 de lei? 5.000 de lei, că așa am trecut. Evenimentul a avut loc pe raza Comunii Hemiuri. Vreau să vă spun că au fost peste 200 de concurenți, de toate vârstele, chiar vă invit la anul. N-am crezut nici eu că are așa amploare și sunt atâția sportivi. Un lucru extraordinar și foarte bine organizat de către domnul Cristea, care este tot locuitor al comunii noastre, și firme mari au venit alături din Sedemană, Fialdu. Da. Bine că sunt. Ce este pentru? Iubitor de sport. Da. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general al obiectivului de investiție, șanțuri, rigole, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean DG 1900 de la kilometrul 19 la 155 până la kilometrul 25 plus 018, situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Hemiuri, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. După cum știți, când am întocmit bugetul de achiziții în luna lui februarie, ne-am prins noi două proiecte pe drumul județean. Trotuare și rigole și șanțuri. Rigole, podețe și tot ce implică modernizarea și fluidizarea apei pe drumul nostru. Am reușit să finalizăm. La 1 octombrie vă anunț că va începe lucrarea de construire a trotuarelor. Dar, cum nici timpul nu ne mai permite, pentru că urmează licitația și la șanțuri, anul viitor o să demarăm și cu șanțurile. Lucrare care cred că o să împărțim într-un proiect multianual, întrucât suma este destul de mărișoară și nu ne permitem să ne angajăm în asemenea cheltuieli. O să facem pe parcursul celor 2 ani, 2023 și 2024. Total, ați văzut devizul, cred că fiecare dintre ani v-a citit. Vin destul de mari și sperăm să nu mai crească prețurile și să reușim să identificăm. O să plecăm cu punctele cele mai importante și mă refer aici la Hergheriei și în partea aia la Rugină, la Bardaș, o să dăm drumul la apă către... În partea aia, de ce își trebuie făcute șanțele acolo? Nu, sunt 6 km. Păi sunt 6 km, mai sunt șanturi, acolo n-ai unde, nici n-ai unde faci. Păi nu va veni șanturi betonate peste tot. Nu credeți acum că ne permitem la cheltuielile, la prețuri care sunt acum. Este da, unde este cazul și unde se poate asigura pantă de scurgere, pentru că dacă nu ai pantă de scurgere, n-ai unde să trimiți apa. Și atunci pățim cum e pe drumul pe strada Gării, vedeți niște iarduri așa, se duce apa când trece mașina încolo, când vin cu mașina încoace, vine apa în partea asta și n-are unde să ducă. La Vicola, dacă nu ai, trebuie să ai parte de...
Domnilor consilieri, documentația de avizare întocmită de secțiune interproiect SRL Bacău, faza DALI, pentru investiția construirii șanțului gole, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativă teritorială a UAT Hemeiuș, județul Bacău. Expertiza tehnică numărul 3353, aferentă proiectul întocmit de secție interproiect SRL, întocmită de CEC Prod Drum SRL Iași, devizul general anexat proiectului de hotărâre privind cheltuielile necesare realizării investiției mai sus menționate în valoare de 3.884.049,90 lei cu TVA, din care cepusem 2.939.868 lei cu TVA, întocmit de secție interproiect SRL Bacău, în baza prevederilor legale articolul 41-45 din legea 273-2006 privind finanțele publice, legea 50-1991, ordinul 839-2009 republicat cu modificările și completările ulterioare, legea 50-1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, articolul 136 alineatul 3 alineatul 8, ordonanța de urgență 57-2019 privind codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general anexat și obiectivul de investiții, construire, șanțuri, rigole, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean, drumul DJ119B, de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situați pe raza administrativ teritorială a OAT Hemeiuș, județul Bacău. Iar aici, în deviz, cred că l-ați studiați dumneavoastră, ați văzut valorile, ați văzut lungimile. Dacă sunt discuții pe acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate? Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor, teren cu număr cadastral 68.623, în suprafață de 26.153 metri pătrați, număr cadastral 68.622, în suprafața de 94.247 metri pătrați, număr cadastral 68.581, în suprafața de 100 de metri pătrați, într-un singur corp de proprietate. Proiect inițiat de domnul primar sau administrativ. În conformitate cu articolul 879 și articolul 880 din Codul Civil adoptat prin legea 287/2009, republicat cu modificările și completările ulterioare, articolul 25 alineatul 2, legea cadastrului și publicațiilor imobiliare numărul 7 din 1996, republicată cu modificări și completările ulterioare, colaborat cu articolul 132 următoarele din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară numărul 700/2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară. Articolul 84, articolul 129, articolul 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019. Supun dezbatere spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor cu numere cadastrale 68.622 din carte funciară 68.622 în suprafață de 94.247 metri pătrați, număr cadastral 68.581, carte funciară 68.581 în suprafață de 100 de metri pătrați, număr cadastral 68.623, carte funciară 68.623, în suprafață de 26.153 de metri pătrați, situat în strada Gării, statul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Care am făcut-o cu Vimercate în decembrie, cei de la Tehnostan vor să mai construiască o hală. Și la fel trebuie să alipim, să deslipim. Plus suta de metri care am luat-o noi pentru stația de încărcare. Despre asta e vorba și după care mai avem un proiect în continuare cu trecerea în domeniul privat. Deci tot terenul ăsta, ca să poată construi pe el și ca să putem face ceva, trebuie să trecem în privat.
Deci două puncte care au același conținut, dar trebuie să le supunem la amabile. Cine este pentru? Împotrivă? Nu am invitat, doamna. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, modernizare, iluminat public în localitatea Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, împreună cu documentația faza DALE și a indicatorilor tehnico-economici. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Am împărțit avem trei proiecte cu priorități. E un proiect cu alimentarea tot emorilor, pentru că sunt la extremitățile comunii, dar pentru a evita îngreunarea obținerea vizilor, de asta le-am făcut de exemplu, mai avem încă un proiect pe strada hidrocentrale. Unii ne învecinăm cu linia ferată și sunt convins că vom obține mai greu avizul la CFR. Noi încercăm și de data asta să ducem iluna public și acolo tot timpul avem comentarii că nu vrem, că nu vrem. Încercăm cu toate forțele, dar să vedem ce reușim până la capăt. Deci, domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință, pentru a eficientiza și reduce consumul de energie electrică, este necesar continuarea modernizării iluminatului public pe stânga panselelor, 300 de metri, trifoilul 240, DN5 cu unitatea militară 440. O să ne întrebați că pe drumul național am făcut modernizarea iluminatului public în 2017, deci nu l-am făcut. Am obținut avizul de la Ministerul Apărării. Acum am deci discutat... Deci de la unitatea militară. Da, dacă o să treceți noaptea cu mașina pe acolo, o să vedeți că porțiunea e beznă. Acum o să reușim să facem și chestia asta. Motiv pentru care este necesară dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre pentru obiectivul de investiții și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, conform de vizul de lucrări la obiectivul de investiții mai sus menționat. Plus că nici sumele pe care trebuie să le aruncăm nu le avem așa la îndemână. Nu știu, noi le aprobăm, ușor o să facem un proiect, următorul an o să mai facem unul, să vedem cum obținem și bani. Domnul primar, dar n-am observat pe deviz cât e valoarea unei lămpi sau câte lămpi intră pe fiecare Johnson. Avem o completare de 4.080 de metri. Am uitat, nu știu, n-am observat acum. Eu cred că e trecut, dar altfel n-avea nu se iasă valoarea asta. Da. Nu știu să vă... O trecut în deviză, am luat tip mie, nu e posibil, că așa trebuie în deviză, dar... Numai uzura scurilor nu-i trecută. Sau nu e trecut în care nu-i trecută. Trebuie să fac să așa mă. Cum? Aveam un deviză destul de mare acolo, cu TVA și eram curios cât e la... În 1 euro. Dacă transformăm în euro, acolo ajunge. E 1.160.000. Da. Păi, e vorba de kilometri. Vorba de străzi, că-s date străzile pe care... Da, asta eram curios cât îl închină. Străzi, știu că vine un stâmp, unde vine stâmpul, dar astea la modernizare. La modernizare numai lămpile le locuim și cu brațul. Clemile astea și cu brațurile, dar extindere vom avea și stâmpi. Ah, deci și stâlpi. Păi, nu trece să fie. Păi la unitatea militară, Iliuță, la unitatea militară, drept de stâlpi, stâlpi, la ieșirii către poligonul de trebuiască tot timpul, trebuiască și acolo 5-6 stâlpi. Da, dar nu rezultă din documentații, numai de stâlpi, numai de mecanic. Va fi ca o denumire mai ciudată, dar nu scrie stâlpi. Lampa e lampă. Suport lampă, deci trebuie scrie ceva. Nu era trecut, dar, na, poate... Mai discutăm un pic cu colegii noștri de la urbanism, pentru că, na, ei au întocmit materiale și convins că trebuie să fie undeva trecut. Nu cred să nu aibă... Eu nu am observat dacă e trecut. Le găsim. Nu a fost o observație. Le găsim că nu le putem face așa după urechi. Suntem controlați la urma urmei, nu odată. Da, la 40 de metri pus o lampă, dacă 4.080 de metri ar veni 100... Deci noi aprobăm trei proiecte acum. Județul. Da. Dali și două SF-uri. Da. Ar fi interesant să vedem concluzia lor, adică în ce constă eficiența, în ce constă economia de energie. Păi noi avem două străzi care la vreme aceea erau câteva case pe ele și nu modernizat. Să știți că e posibil că noi acum investim, într-adevăr, văd că nu există din moment ce ziceți înființare și extindere.
Și după aia tot noi să le oprim, că nu o să avem din ce plăti. Doamne, știți ce s-a întâmplat? Și cu nou PUC. Cu nou PUC au mai intrat niște străzi în intravenam. Atunci noi nu puteam să facem extinderea când am făcut-o. Adică, știți ce vreau de fapt să vă întreb? Soluția. Noi aici aprobăm devizii, studii, daliuri, dar nu suntem consultați asupra... practic, avem o problemă de fond, nu de formă. Adică. La trotuare, cum să fac? La, de exemplu, eu pot să întreb aici, să completez pe colegul meu, de care iluminat să face? Că s-ar putea face cu panouri, cum au făcut vecinii noștri de la Mărgineni. Și bine, care funcționează, dar care nu funcționează, dar s-ar putea să existe și o variantă care funcționează. Investiții, până o să o scoate. Noi, deocamdată este la faza de SF și DALI, dar să știți că odată ce proiectantul SF-urile și DALI-urile conțin nu numai o soluție, conțin două sau trei soluții, da, din care se alege una și funcție de avizele care s-au luat și aia se concretizează în proiect tehnic. Nu? Deocamdată... Deci aș fi vrut și eu mai multe amănunte la investițiile astea. Sau avem pe aia cu trotuare, noi, nu cu trotuare, aia altă, cu rigole, că noi știm de la început că pe partea stângă o să fie trotuare, pe partea dreaptă rigole. Da, așa am decis tot noi, da, așa. Cumva un pic mai... Să fim informați înainte de a fi puși în fața faptului împlinit. Suntem acum puși în fața faptului împlinit. SF-ul e gata. DALI-ul e gata. Adică noi nu le avem... Acum le-am primit și noi. Că noi, să știți că noi inițiem aici niște investiții. Că-i dar nu vă oprim nimeni să veniți vineri să vedeți astea pe sala din zână, să licitiți. Nu, între aprobarea noastră inițială, când noi... Doamne, dar dumneavoastră cu veniți să mă puneți în fața unui fapt. Pe viitor. Cont, că nu v-am dar, arătat, dar nu vă oprim nimeni viitor. Să veniți la primărie, să mergem la colegii la urbanism, să ne întindem aici pe masă, să ne analizăm și să ne cunoaștem. Pentru că, la urmă, și noi trebuie să știm ce să facem comuna asta. Când treabă un vecin, trebuie să spunem, da, dole, oricum ăla vine cu beton, ăla vine și-a... Înainte de planșele, da, înainte de a se finaliza o documentație, să știm soluția. Că vă amintesc dezbaterea noastră cu trotuarele. Că cineva zicea covor asfaltic, cineva zicea beton, cineva zicea pavele. Dar noi vorbim degeaba aici, când deja... Proiectul era făcut, avizat, aveam autorizații. Dar soluția îmi dau specialiștii, doamne. Noi, eu, personal... Sunt care sunt de noi specialiștii, spune că îți dau lui să facă. Da, care specialiștii de noi aici? Cum, adică ne impune nouă cineva, de ce să facem? Noi, din ce să vedem, noi, din ce să vedem. Noi, funcție de buget pe care îl aveam. Și ținem bani de buget, dar nu se vede de a cineva ca să nu... Păi da, dar dacă noi... Și dacă veneam bine, sunt primar, același lucru găseam. Același lucru era și vineri pe masă. Da. Noi înainte de ce era soluția este dată. Deci cum ați propune? Cum spuneați? Cei de nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți primarul, da? Noi suntem consilierii. Noi inițiem investiția. Avem compartiment de achiziții. Da. Care, deci chiar sincer să vă pregătesc. Da, dar pregătesc și un proiect de transparență, pentru că trebuie să știm un pic dinainte. Deci, în intervalul ăsta, de unde am luat noi decizia să se facă investiția și până deja votăm aici DALI-ul și imediat o să votăm și PTH și tot, să fim un pic consultați. Să fim... o să... Păi da, propun ședințele de comisie să le facem nu cu o zi prea târziu. Facem cu două zile înainte. Nu, E prea târziu. Dar nu făcut, lasă făcut. Asta este doamnă. Păi și înainte, pe ce bază discuți? Înainte de asta. Noi am propus, tot noi avem hotărâri de consiliu dată. Dar noi am mai discutat odată pe chestia asta. Păi dumne, facem pe pavele, pe beton? Nu noi am hotărât, să știți. N-am hotărât. Dar cum se hotărăsc eu, care nu mă pricep, unde pot veni pavele și unde vin betoane? Pentru că pavele se pun într-o situație. Dumneavoastră nu vă pricepeți. Dar proiectantul vine și ne prezintă. Atâta va costa... Dacă dumneavoastră găsiți un proiectant care să vină așa 10 zile și să ne caute, uite asta... Nu, dar de când l-ați găsit, de când a venit, de când s-a făcut caietul de sarcini, de generabile astea... Păi și cum, n-ați făcut licitație? De unde am făcut licitația? Nu, păi la alea, la tine în față, de la trotuare, vă dau un exemplu. Păi da,
fazele acelea, noi putem să doamnă, de acolo e altă fim informați. De la valoarea aprobată încolo, s-a spart, care se s-o ocupa altcineva să face. Nu-i mai facem noi, nu-i mai facem noi consilierul local. Ce-ar fi noi să aprobăm, noi să verificăm, noi să analizăm? Vă facem membrii la echipă. Da. Și eu voiam tot partea. Și am vorbit cu constructor și a zis, în partea aia, de exemplu, trebuie să faci ca o fundație de casă aproape, ca să stea pavelile. Îți mai trece și un tir și eu eram, am vorbit cu... Era frumos, nu să vorbim eu cu un constructor, dumneavoastră cu alt constructor, era frumos să vorbim cu constructorul nostru, da? Care este constructorul nostru? Care e constructorul nostru? Care e constructorul nostru? Dar chiar asta, știți care e constructorul de la trotuare? Da. Îl știți? Da. Care au câștigat licitația. Și cum îl cheamă, îl știți? Domnul Velic, îl știți? Nu, dar contează numele. Dar chiar nu contează. Deci nu știu, doamnă, ține contează. Așa că zic că trebuie să fim informați. Și dar nu știu ce. Dar avea scuzul. Dar nici nu știu licitația deja. Până când s-o deschis, până s-o deschis licitația. Nu mi-a spus scuzul. Dar și treaba cu multe întrebări astea, crezând că o să cădem în capcană. Nu e așa. Dar nu vă întind nicio capcană. Dar cum o să... Deci eu consider, așa ca să o scurtăm, că nu există transparență. Asta e părerea dumneavoastră. Deci la faza asta de achiziții undeva, ni se urmă. Este dreptul dumneavoastră să votați sau să nu votați. Sau să verificăm, sau să verificăm. Iar materialele astea, eu v-am spus. Și ar fi foarte simplu. Sunt semnate și scrie acolo. Da. Și asumă ăla care sunt semnat, inginer, proiectant, știi el, ăla răspunde pe semnat aici, dacă noi l-am aprobat. Sunt doi aici care semnat. Și ar fi foarte simplu ca cei de la achiziții să ne țină și pe noi la curent cu stadiul investițiilor. Odată adică, la 6 luni sau la... Doamne, v-am prezentat raportul de activitate. Ăsta e la faza de proiectare, ăsta e la faza de... Eu am prezentat raportul de activitate în februarie. La sfârșitul anului, începutul anului, iar îl voi prezenta. La fel cum sunteți obligați să dumneavoastră, fiecare consilier să depuneți raportul de activitate pe perioada unui an sau... Dar mai mult de atâta transparență, sunt publicate, sunt în SEAP, sunt la contabilitate, îi expunem pe Facebook de câte ori e nevoie, înregistrați pe pagina de proiectele pe pagina primăriei. Ce transparență să facem? Concret, la aceste 3 puncte avem vreo problemă? Ca să putem merge mai departe sau nu? Oricum nu știm soluții, nu știm nimic, deci votăm așa. Dacă sunteți de acord să le facem sau nu, asta vă întreb. Păi asta am fost de acord când le-am inițiat. Deja noi suntem la o fază de proiectare aici. Noi le-am inițiat mai de mult. Le-am votat. Sunt baza unor HPL-uri astea. Nu, doamnă, acum votăm. Acum votăm. Din moment ce noi avem deja indici tehnico-economici, înseamnă că s-a făcut o documentație, da? Iar noi am votat mai de mult să se facă această documentație. Extinderea de rețea electrică nu. Și o băgăm direct la SF, așa să păi ca să știm valoarea, ce, aprobăm o dată investiția, după aia mai le iară o să spunem, doamne, dar aveți ce valoare, ce aprobare? Acum aveți valoarea. Dar nu știu soluții, nu știu nimic. Deci eu votez că nu mă pot opune la niște investiții. Dar mi se pare că nu suntem ținuți la curent cu detalii în intervalul ăsta, în momentul în care ați inițiat investiția, obiectul de investiții și până la un deviz tehnico-economic, noi deja... Li vedem degeaba, li-l aprobăm. Doamne, cerem și în continuare sau pe viitor? Am la ședințele mele, urmă, îl chemam și pe cea de la investiții. Deci am cerut, la ședința la fel, am cerut la puzuri și doar domnul Patrick, chiar mi-a plăcut că a intervenit. Am zis, domnule, să vină arhitecții, să vină proiectanții. Doamne, dar ăsta e finalul. Am cerut și au venit, doamne. Da, dar ăsta este inițiat. A obținut un acord în 2021. Nu s-a prezentat atunci. Doamne, de l-ați aprobat. În luna lui februarie. Cuzul Tocilă. Nu a venit Tocilă cu avocat, cu Patrick. 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 Când o studia domnul Bănaș, doamna... Dar cum? Dacă îmi permite și mie, la punctul 14, dacă le votăm pe toate la un loc. La punctul 14 vă referiți aici la tot temă. E vorba de alea vechi sau care ne-am propus noi să le facem? Da, ne-am propus noi să le facem. Și ne pregătim să ducem iluminat public în zonă. Trebuie să ducem iluminat acolo, iar într-o ședință, următoarea ședință, o să venim cu proiectul și cu valoarea lor și o să vă aprobați dumneavoastră. Noi mai avem o aprobare pentru tot timpul din 2019. Mai de mult. Este o aprobare. Da, am avut
proiecte astea le-am avut și în buget, prinse la buget, ca să le finanțăm. Numai că n-am găsit un proiectant să fac acest proiect. Cu stema și cu totemurile. Da. Deci e vorba de totemurile noi. N-am găsit un proiectant. Vă zici, doamne, n-am găsit un proiectant să ne fac acest proiect. Da. Intrare în comun. Asta e toată chestia. Da, domnule, știm, dar noi avem și acum totemurile. Se pune problema. Se pune problema. Eu vă dau dreptate. Dar uitați-vă că în fiecare lună la ordine, zis, s-a adunat un normand de... Asta... Gândiți-vă că trebuie să dacă totemul la municipiu, cum luminezi la totemul la municipiu? Păi să stau acum să predăm legislații și administrație și să învățăm acum pe rând, așa, cu fiecare parte. Nu, dumneavoastră ați înțeles foarte bine ce am vrut eu să spun. Deci le vom vota, dar în amănunt când vor fi realizate. Sau așa o să zicem, băi, dar noi oare asta am votat? Și acum am pus întrebarea cu panourile fotovoltaice, gândindu-mă, într-adevăr, la margine nu funcționează, dar sunt locuri unde funcționează. Deci, trebuie găsite soluții. Da, doamnă, dar cu panouri... Deci astea trei. Da, doamnă, ai 200 de metri sau unii am 300. Ori face toată investiția sau... Iar dacă panouri fotovoltaice, haideți să vă mai spun un lucru. Prin programul AFM și prin tot ce am urmărit, că doar nu suntem nebuni să cheltuim banii dacă putem obține fonduri în altă parte. Pentru extindere nu se dau stâlpi. Fac proiectul, dar modernizare. Am și modernizare, am extindere. Până modernizare am făcut 20 de nani, stau 3 ani să aștept pe AFM-ul să-mi facă proiect, să-mi dea banii. Dar nu dea nimic și eu am așteptat proiectul. Dar era un promisor. Adică noi ne gândim între ei. Exact cum a spus domnul președinte de ședință, noi nu ne pricepim. Deci eu nu mă pricep. Păi de asta apelăm și noi la proiect. Dar aș fi putut să știu soluția, da? Uite, orice proiect, dacă vă doriți și vrem să fie transparență, în momentul când o să depună că fiecare vine cu proiect, doar în termen, să aducă SF-ul sau Daliu. În momentul când o să ne-l aducă să-l pretea, să vină cumva și la ședința de consiliu să-l prezinte consilierul, dar nu știu unde... Eu am înțeles prin ce dar la Petrescu, că nu cunosc și sincer, vă dau cu meu, că nu cunosc numele, chiar să trebuie să vă spuneți, că această firmă, a cărui nu știți de administratorul, i-ar fi privilegiată de primărie și au fost... Nu, la ce vă referiți? Adică fac că mi-a spus că eu nu cunosc numele proprii de la respectivă. Nu, asta v-am zis. Ce firma a câștigat trotuarele, care încep acum, pe 1 octombrie, sau când ați zis? Dar de ce credeți că mi-ar interesa? Da, fi cineva, că ați văzut site-ul primării, doamne. Deci eu zic că pe noi ar trebui să ne intereseze lucrurile astea, ce firme lucrează, dacă sunt serioase, dacă avem noi... Păi, vedeți că n-avem. Nu, dacă n-avem noi niciun mod de constrângere a lui... Dar nu trebuie să-i constrângem. Nu, nici atâta. Dar să fim informați. Domnule, faci firma cu tare. Da, ăla e de adevăr cu noi, doamne. Ăla nu participă la licitație. Da, e pe bine, nu, nu. Trus CP se cheamă firma. Mă întreabă de ștar, tu ce meserea mă fugi? Uite, doamne, a fost publicată de pe data de 14 septembrie. Da. În ziua când ați semnat. Contract. Contractul cu tine. Nu stau așa. Au mai fost la licitații și alții. Pentru că m-ați întrebat de altfel. Nu știu, nici asta cu... Asta e proiectul cu... dar nu știu, nu depășește... Mi se pare mai bine că nu le știți, că dacă le-ați știți, înseamnă... Nu știu, trebuie, nu, chiar... Deci acum nu mi se pare corect să nu le știi. Tocmai asta încerc să vă explic. Trebuie să le știi. Dar firma care a câștigat licitația termenului... Am apropo de Facebook, eu cred că am o problemă tehnică. Da, eu știu ce urmă. Da, wow. Da, am o problemă cu Facebook-ul. Nu am solicitat să mă fac prietenă cu primăria și nu m-ați acceptat prietenul. Deci cine e administrator? Dacă uit mereu, cine e administrator? Da, de la... Administratorul site-ului de la primărie. S-a luat primării, da. Nu, dar nu site-ul, pagina de Facebook, chiar ceva. Vreau să mă fac prietenă pe Facebook. Ia, mi-a dat administrează cineva. Da, să-mi dea și mie, să-mi accepti cererea. Nu este a primăriei, nu plătește primăria nimic pentru ea. Păi este primăria Hemeiu și nu dumneavoastră. Cu primăria Hemeiu. Expune. Ia dumneavoastră personală. Da. Atunci puteți să nu-mi dați. Dar nu mi-a cerut mic, nu a prins de ziua. Da, am o cerere de prietenie în sistem și nu am văzut. Ia dumneavoastră, dacă păreați la mine, acum vă dau un minut. Dar nu știu dacă nu vă cere să vă înscrieți. Da. Nu e problemă, chiar asta e ultima problemă, doamnă. Da, într-adevăr. Pentru mine chiar, doamne ferește. E prea mult spus prietenii. Da.
Haideți trecem la vot pentru aceste trei puncte, dacă sunteți de acord, că totuși consumăm energia, bateria la domnul... Bine că se termină. Se termină bateria. Se mai este și bine. Da. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Potrivă? Abține. Mai avem numărul 16, mai avem un punct, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a SC Parc Industrial HIT SA, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Sunt 4 pagini, sper că cum m-a suportat până acum să citesc atâtea, mai citesc și 4 pagini, suntem în biserică. Necesitatea ratificării dreptului de administrare asupra clădirilor, referat de aprobare. La data de 20 mai 2013 a fost emis ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1912 publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru că cu parcul ăsta au fost multe povești, unii dintre dumneavoastră erați consilieri la VNC, alții nu, alții nu, alții știați despre ce-i vorba, alții nu. Acum aș vrea ca să trec în revistă așa toate datele problemei ca să vă faceți o părere și să tragem o concluzie în final. Deci prin care Parc Industrial S.A., denumită în continuare Parc Industrial HID, a dobândit titlul de Parc Industrial, prevăzut, deci în 2013 l-a obținut acest titlu, prevăzut articolul 3.1 și 23 din legea 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale în vederea administrației proiectului, denumită în continuare legea parcurilor industriale. Scopul parcului industrial, edificat pe raza Comunii Hemiuș, corespunde reglementării articolul 2 din legea parcurilor industriale. Scopul prezentei legi îl constituie a. stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare. B. dezvoltare regională. C. dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici. D. crearea de noi locuri de muncă. Lucru care s-a întâmplat și la noi. Unitatea administrativ-teritorială Hemiuș, prin Consiliul Local al Comunii Hemiuș, denumită în continuare UAT Hemiuș, este acționarul majoritar al Parc Industrial HID, societate cu capital integral de stat, având următoarea structură. UAT Hemiuș, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 77,68% și Consiliul Județean Bacău, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 22,32%. Prin hotărârea Consiliului Local al Comunii Hemiuș, numărul 11 din 8 februarie 2022, s-a decis aprobarea trecerii unor imobile din cadrul Parcului Industrial Hemiuș, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Comunii Hemiuș, aceste imobile fiind punctual identificate în anexa 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunii Hemiuș, numărul 11 din 8 februarie 2022, denumite în continuare imobile. Gestionarea parcului industrial din Comuna Hemiuș este realizată în condițiile articolului 10 din legea parcurilor industriale de către societatea care administrează parcul industrial și deține titlul de parc industrial emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, anume de societatea Parc Industrial. Vă sun eu, domnul Marin, în 2 minute. Sunt într-o ședință și vă sun imediat. Deci sunt. Cravă. Gestionarea parcului industrial din Comuna Hemiuș este realizată în condițiile articolului 10 din legea parcului industrial de către societatea administrată parcul industrial și deține titlul de parc industrial emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, anume de societatea Parc Industrial HID. Pentru realizarea atribuției de gestiune a parcului industrial din Comuna Hemiuș este necesară confirmarea dreptului de administrare a societății Parc Industrial HID asupra imobililor din cadrul parcului industrial. Necesitatea continuării exercitării dreptului de administrare asupra imobililor construite în infrastructura parcului industrial rezultă din prevederea articolului 3.1 din legea parcurilor industriale. În cuprinsul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles. 1. Administratorul parcului, persoană juridică de drept privat, română și sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Administrației și Administrației, respectiv, de a gestiona și administra în conformitate cu prezenta legii parcul industrial. În raport de cele ce preced și având în vedere calitatea OAT Hemiuș, acționar majoritar al Parc Industrial HID și de proprietar al imobilor ce formează infrastructura parcului industrial, se constată necesitatea
emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Comuna Hemeiști pentru aplicarea articolului 3.1 din Legea Parcurilor Industriale. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeiști se conformează actului administrativ în baza căruia este emisă și asigură continuitatea raporturilor juridice desfășurate între Parc Industrial Vid și Rezidenții Parcului Industrial, astfel cum sunt aceste raporturi definite prin contractele de închiriere a imobililor, de administrare și prestări servicii. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeiști este emisă pentru realizarea atribuțiilor acționarului majoritar al Parcului Industrial prevăzută de articolul 136 din Legea Societăților. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societăților și ale celorlalți acționari, dar și a celor privind organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, societăți prevăzute la articolul 2.2 litera B din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare Ordonanța Guvernanței Corporative, astfel cum sunt aceste menționate la articolul 3.2 litera D din Ordonanța Guvernanței Corporative, constând în asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății întreprindere publică. Realizarea atribuțiilor acționarului majoritar antemenționate convert spre evitarea deficiențelor majore reglementate prin articolul 3.7 din Legea Parcurilor Industriale, care ar putea conduce la pierderea titlului de parc industrial, cauza revocarea titlului de parc industrial în condițiile prezentei legi, ce constă fie în neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond pentru acordarea titlului de parc industrial, reglementate de dispozițiile articolului 5, respectiv articolul 17 după caz, fie în încălcarea de către administratorul parcului al cărei obligații ce îi revine potrivit dispozițiilor articolului 11 alineatul 1. În sensul celor de mai sus, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeiști se va aproba contractul de administrare încheiat între OAT Hemeiuș și Parc Industrial Fit, astfel, contractul de administrare reprezintă un act administrativ asimilat în condițiile articolului 2, litera 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ, sunt asimilate actelor administrative în sensul prezentei legi și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice prin legi speciale posibil prevăzute și alte categorii de contracte administrative. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeiști, emisă prin executarea legilor parcurilor industriale, reprezintă actul administrativ superior de ratificare, aprobare a contractului de administrare. 2. Oportunitatea emiterii hotărârii Consiliului Local al Comunei Hemeiști privind aprobarea dării în administrarea imobililor din incinta parcului industrial edificat în Comuna Hemeiști, potrivit prevederilor articolul 129, litera F din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, denumită în continuare codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, litera B, Consiliul Local asigură un mediu favorabil înființării și sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală. OAT Hemeiuș își propune ca obiective principale, în privința dezvoltării economico-sociale a Comunei Hemeiuș, stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare. Dezvoltare pe raza comune a întreprinderilor mari, mijlocii și mici, dar și crearea de noi locuri de muncă. Asigurarea continuității dreptului de administrare al Parc Industrial Vid cu privire la imobile din interiorul Parcului Industrial edificat în Comuna Hemeiuș este indispensabilă pentru păstrarea titlului de Parc Industrial și desfășurarea pe mai departe a afacerii realizate de rezidenții din acesta. Din desfășurarea până în prezent a proiectului privind Parcul Industrial din Comuna Hemeiuș s-a observat îndeplinirea obiectivelor majore stabilite la inițierea acestui proiect, anume crearea unei infrastructuri de afaceri de tip parc industrial pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul tehnologiei informației și amorsarea unei industrie alternative, performante și nepoluante la nivelul regional și local. În concret, s-a dovedit că legea parcurilor industriale
oferă în mod real pârghii legislative, instituționale și financiare prin care chiar asociativ comunitățile locale pot să genereze infrastructură în afaceri durabile care să atragă în zone investiții profitabile, generatoare de locuri de muncă stabile. Prin confirmarea dreptului de administrare al parcului industrial din asupra imobililor, ce constituie infrastructura principală a parcului industrial din comuna Himeori și te oferă posibilitatea continuării investițiilor realizate la nivelul parcului industrial și păstrării locurilor de muncă într-o perioadă economică incertă, caracterizată prin recesiune în aproape toate domeniile esențiale de activitate și inflație la cote înalte. Rezultate în urma pandemiei COVID-19, declanșării războiului la granițele României și creșterii necontrolate a prețurilor la energie. În sensul articolului 8, codul administrativ, consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a 5-a a prezentului cod, că bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie a. date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unităților administrativ-teritoriale care le are în proprietate, b. concesionate, c. închiriate, d. date în folosință gratuită în instituțiilor de utilitate publică, cum e cazul nostru, verificate prin modalități prevăzute de lege. Parcul industrial IT este o întreprindere publică, considerând prevederile ordonanței guvernanței corporative și un organism prestator de servicii publice, așa cum este prevăzut la articolul 92 din codul administrativ. În accepțiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică, în condițiile administrativ-teritoriale, se includ a. instituții publice de interes local sau județean, societăți și regii autonome înființate prin hotărârea autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean. Prin contractul de administrare semnat de către OAT Himeș și Parc Industrial IS, imobilele vor fi date în administrarea Parcului Industrial IT în mod gratuit, cu raport de cele ce precedă se justifică emiterea unei hotărâri a Consiliului Local, HMU, și privind aprobarea în ratificarea actului administrativ asimilat, menționat mai sus, în temeiul articolului 1311 din Codul Civil, fiind ratificat în consecință și mandatul reprezentanților OAT HMU pentru semnarea contractelor de administrare. Față de cele prezentate, propunerea introducerea pe ordinea de zi a Sindicului Consiliului Local acest proiect. Domn primar, ce să-mi spuneți, vă rog, câți angajați are firma care administrează, respectiv, Hit Park în momentul de față? Câți oameni sunt acolo? Știm firma asta? O știm? Care doamnă? Asta, care administrează Hit acum, care suntem. Suntem mulțumiți de ea? Nu, câți angajați are firma? Am noastră, trebuie să schimbată un pic. Vă întreb din următorul moment. Deocamdată acum. Expun. Până la este Sierra Quadrant. Bun. Preluat, în cazul, avem încă un an. În cazul an, care un investitor vrea să investească în Hit Park, da, cum poate lua legătura cu cei de la Hit Park dacă nimeni nu răspunde la telefon sau în scris? Cui se adresează? Vrem să vin investitori. Dar cine e firma asta? Asta nu răspunde nimeni. Da, cine e Sece Park Industrial Hit S.A., că nu-i vorba de Sierra. Sierra e administrator. Da, cine să ăștia? Domnul Iordache cu secretara, care o are și cu muncitorul care l-a recunoscut. Da, deci trei angajați, da? Și suntem mulțumiți de activitatea pe care au desfășurat-o, că dumneavoastră ziceți că și-au îndeplinit obligațiile acolo. Din totdeauna. S-a transferat aici. Da, doamnă, nu s-a putut face nimic în perioada asta, pentru că noi nu avem acest contract cu ei. Neavând acest contract de 6 luni, de un an de zile, de când am aprobat... Când înțeleg că pierdem, că ei, această firmă, Sece Park Industrial, dețin o licență, dețin de la Melepat dreptul de a administra. Da. Și noi, dacă nu avem o firmă care să aibă drept de administrare, deci nu putem să facem nimic. Cu exact cum spuneți dumneavoastră, dar ne place de ăștia 7 persoane. 7 persoane sunt angajate. Sunt secretara băieții ăștia. De mine de servicii, fiind băieții ăștia. Și ați zis, ați menționat acolo un raport că firme IT. Nu, că firme IT. Care sunt firmele IT? Sunt acolo. Cui subordonează? Clădirile care se dărâmă?
Păi clădirea aia care se dărâmă, doamnă, e problema de aici au și plecat, care s-au acumulat foarte mari datorii. Deci clădirile toate care le-am primit la Consiliul Județean, conform hotărârii de preluare din decembrie 2021, au fost protocolul acela, deci s-au primit numai 12 clădiri. A 13-a clădire urma să fie reabilitată de către Consiliul Județean, lucru ce nu s-a mai terminat. Ulterior am primit și cea de-a 13-a clădire, iar pentru a putea administra mai bine parcul, potrivit actelor normative care domnul primar le-a dat citire, ne trebuie un contract de administrare încheiat cu firma care există în parc. Așa, dacă căutăm o altă firmă și nu are niciun fel de colaborare cu parcul, bun, dar noi am preluat clădirile alea într-un hal fără de hal, să înțelegem, cum știm bine. Da. Și cum au ajuns ele într-un hal fără de hal? Nu se propune nicio investiție din anul 2014. Ele sunt închiriate, o parte din ele sunt închiriate la diferite societăți. Chiria o ia domnul Iordache. Societatea. Iar clădirile erau ale Consiliului Județean. Acum gata, sale noastre. Și noi trebuie să găsim un administrator. Da, a zis că se trește. L-am găsit, dar am avut probleme și aici. Pentru că noi n-am putut să fim proprietari. Încă până la această dată, încă nu suntem proprietari. De ce? Păi de ce? N-am avut inventarul, cred, 100%. Că ne dădeau 11 și erau 12. Erau 12 și erau 13. Cu OCPI-ul și cu Consiliul Județean, corespondență de luna lui ianuarie. Pentru că, de fapt, parcul este ținut nu de aceste clădiri inițiale care au fost făcute cu un scop, un parc industrial IT. Parcul este ținut, știm bine, de Vimercati, de Tehnostamp. Unitățile de producție. Da, care și-au făcut singuri halele care se extind și care aduc plus valoare în comuna asta. Celelalte clădiri au fost lăsate în ruină de ăsta, Sece Parc Industrial, nici nu știam că e domnul Iordache. Deci cine este? Da. Și acum ai dat tot lui? Dânsul le-a administrat, doamne. Clădirile au fost administrat. El nu era proprietarul clădirilor, nu putea să intervină. Dumneavoastră nu puteți să reparați o clădire dacă nu este a dumneavoastră. A fost pe instituție. Și acum ce să facem? Îi prelungim, da? Și în continuare, alea se vor dărâma, nu se va întâmpla nimic. În continuare, doamnă, sunt ale noastre, nu ne mai certăm cu Consiliul Județean, ei vor, noi nu vrem. Noi vrem. Acele clădiri le vom scoate la licitații și le vom concesiona. Și dacă nu, le vom vinde, doamnă. Ați zis dumneavoastră mai devreme că le predați. Noi, primăria. Ați zis că le predați cu titlu gratuit, că aici vreau să vă mai întreb. Să le administreze, doamnă. În administrare, cu titlu gratuit. Da. Tot lui. Tot. Asta spune legea parcului, doamne, nu noi. Da, sunt de acord. Legea parcului spune că trebuie să fie o firmă care să dețină o autorizație. Nu, ei o au pe aia de la parcul ăsta. Dar nu știu dacă e corect. Se dă un administrat lor gratuit. Păi ei închiriază, le concesionează și noi nu luăm nimic de acolo. Nu, nu mai pot să închirieze atât spații, nu pot concesiona, că nu sunt proprietari. Noi păi și închiriază spațiile noastre? Noi ne încercăm, noi nici n-am fost acum, de-abia acum sunt. Chiria o aia cine? Dacă noi rătăm de acolo. Nu e administrat-o. Și corect? Da. Dar le-am făcut noi banii la primării. Doi? Da, nu scopul acum e scurt, acum cine e proprietarul lor? Le-am făcut noi. Noi când am ajuns. Domnul Roș, citiți un pic legea parcului, vedeți? Cu ce scop au fost create aceste parcuri? Care sunt scopurile pentru care sunt create? Da, dar scopul nu a fost îndeplinit, după părerea mea, aici. Doamne, noi acum suntem la spartul târgului. Păi da, dar nu mai putem repeta aceeași greșeală. Păi nu mai repetăm, dar spuneți cum putem face. Veniți cu soluția. Îi controlăm? Dacă vreți neapărat să le dați lor, cu titlul gratuit, dar suntem obligați într-un fel din cauza legii parcului. Nu, suntem obligați din cauza faptului că ei dețin de la MLPAT această dreptul de administrare. Haideți la să vă spun asta. Noi de la toate afacerea asta am câștigat locurile de muncă și banii care devin la buget, doamnă. Noi avem o afacere care nu trebuie să dăm picior. Da, și încercăm să luăm 100 de metri, spunem niște de-alea stații de încărcare. Da, deci, ca să facem, să mai facem ceva venit la cei trai ori. Trebuie să avem mare grijă. Nu știu, nu mi se pare corect. Deci nu cum sună, așa este, într-adevăr, este lege.
Dar nu cum sună așa. Deci ei n-au făcut mare lucru, nu și-au îndeplinit, după părerea mea, obiectivul. Nu este parc IT sub nicio formă aici. Nu putem imputa tot SC, parc industrial, fitness, sau tot ce sunt. Au ajuns în insolvență, au ajuns în... Constituită cum a fost constituită. Iar problema a plecat din momentul constituirii fit parc. Mai sunt alte probleme?